Simona Halep, făcut praf de presa internațională, asta demonstrează cât de precar e forma ei. Cuvinte dure la adresa româncei. Simona Halep a avut evoluții slabe în ultima perioadă, românca suferind de eliminări neașteptate atât la Indian Wells, în fața lui Naomi Osaka, cât și la Miami, când a fost învins de Agnieszka Radwańska. Jurnalii de la Tennis World USA au taxat-o dur pe româncă, despre care a scris ce este într-un moment de rescruce al carierei. Simona Halep se află într-un moment de rescruce în carieră. Românca trebuie să aibă acum câteva meciuri convingătoare la turnee de top pentru a da câteva confirmări importante ce merit să fie pe locul învta. Confirmări necesare atât ei cât și echipei, fanilor și rivalelor. La Indian Wells, Halep a fost eliminat de Agnieszka Radwańska, jucătoare aflat într-o adevărat criză, și de Naomi Osaka. Aceste iepuri demonstrează cât de precar e forma curentă a Simonei. Au fost meciuri în care a arătat ce are încredere în ea, dar și meciuri în care i-a pierdut puterea mentală, care nu va fi niciodată îndeajuns dacă nu credem ea în tenisul ei. Pe zgur, Simona a jucat mereu bine. Acum va avea ocazia să demonstreze asta îi reduc la tăcere pe cei care o critic, se arată în articolul publicat recent de Tennis World USA, potrivit GSP. Prima competiție oficială în care Simona va face apariția în perioada următoare va fi confruntarea cu Elveia din Fed Cup.